Salutare tuturor, ne întoarcem cu Five Nights at Freddy's, o grămadă de modele și prezentate fiecare diferit. Să începem! Pentru început, pornim cu o serie în care figurinele au metamorfoză la față. Ok, so, avem aici pe Funtime Freddy. I se desface fața, e de plastic, dar nu se strânge la loc, nu se prinde la loc fața lui. Da? Dinții sunt lipiți și se merge mai departe. Continuăm cu Jump Scare Baby. Arată în felul ăsta din spate și când o întorci cu fața, încerc să îi strâng fața. Da, e cam greu cu o singură mână. Ia să vedem. Practic, îi se strânge la căpuț, ar fi perișorul, și a trebuit să reușesc să-i împing și fețișoara. Da? Nu se închide perfect ermetic. Da? Arată destul de înspăimântător. Mai departe. Am uitat să menționez pantofii de clown, care sunt super scary. Da? Avem seria veche de figurine Freddy, pe care vi le-am prezentat într-un clip anterior și nu o să stăm prea mult de ele. Nightmare Foxy, o avem pe Chica, figurina clasică, îl avem pe Freddy, cu minte aici ambalat, microfon, o avem pe Nightmare Bonnie, da? O simpatică, și Foxy Pirat, și probabil o să mai fie și Chica, Nightmare Chica, dar nu o văd eu aici. Vom continua, în schimb, cu o altă serie de figurine, Five Nights at Freddy, mai slăbuțe, așa, mai slim. Și să începem. Avem o serie de 8. Freddy, Chica, Springtrap, Nightmare, Foxy, The Puppet, Gardianul și Balloon Boy. Ok. Bonnie și Nightmare Mangle. Ok. Hai să începem cu vedeta seriei Freddy. Hello Freddy. Material plastic, mișcă mâinile, ambele mâini. O chestie drăguță este faptul că microfonul se scoate din mână. Își poate mișca gâtul, impropriu spus. Arată în felul ăsta. Hello Nightmare Freddy. Avem unghiuțe, avem papion, avem pălăria și fața simpatică, așa că știm că este Freddy. Aceeași chestie, mișcă mâinile și gâtul. Continuăm petrecerea de groază cu Chica. Salut, eu sunt Chica, pare bine. Băiatul Balon, salut! Ce mânuțe frumoase ai, prietene! Se mișcă, eu le mișc greu, la cap are elice. Ei, asta înseamnă că poate zbura. Și arată foarte bine, are un zâmbet larg. Salut, Nightmare Mangle! Inițial, când l-am văzut în cutie, am crezut că sunt două figurine. Acum văd că ar fi practic picioarele și mâini și mai e un picior aici, mă încurcă. Da. Asta este, deci, Nightmare Mangle. Da? E un simpatic. High five! O îmbrățișare largă de la The Puppet.
mânuțe cu trei degețele, nasturi, o față veselă, o atitudine pozitivă, foarte tare. Așa ca de primăvară, pe verde, l-avem pe Springtrap, stă în picioare foarte bine, fără o ureche, cu o ureche ruptă, cu o privire parcă puțin cruciș. Springtrap. Și avem gardianul. Uniformă, insignă. Este singurul din serie care nu zâmbește. Pantofi aceeași culoare. Salut, eu sunt gardianul, am 4 degete la mână și probabil o mustață sau nu știu. E hipnotizat. Încheiem filmulețul cu Foxy, o gură mare pentru care cârlig și 4 degete la mână, pardon. Mâini care se mișcă, ochelari de soare, o ureche de un fel și una de un fel. Salutare, până la următorul clip, vă salutăm pe toți și fiți în siguranță. Pa!